Apar detalii noi despre accidentul care a avut loc în dimineața zilei de 11 aprilie pe șoseaua care traversează satul Măgdăcești. Atunci un microbuz de linie care se deplasa de la Dreslicen spre Chișinău a fost lovit din spate de un camion, iar 17 persoane, inclusiv 2 copii, au fost transportate la spital. Mai mulți pasageri din microbuzul lovit ne-au spus că, înainte de impact, șoferul a observat 2 navetiști la marginea drumului și a frânat brusc, fără a semnaliza că trage pe dreapta. Jurnal TV a intrat în posesia unor imagini video care surprind coliziunea într-o altă lumină. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional. Echipa noastră de filmare a mers în satul Dresliceni, unde a aflat de la localnici, inclusiv de la victimele accidentului, că șoferul microbuzului de rută ar fi fost implicat cu 2 zile înainte de impactul de la Măgdăcești într-un alt accident în capitală. El, ca de obicei, merge foarte nu atent deloc și la noi, când noi am ajuns la rat, și-a mers înaintea noastră rutierul de la Orhei și-a strâns toți pasagerii. Și cum a văzut că s-a strâns toți pasagerii, el a mers... nebunește, cum merge ca de obicei. Fiindcă noi marți, noi am fost implicați cu 2 zile înainte, am fost implicați tot într-un accident. Și el a luat pasagerii, dar nu s-a oprit direct la unde e oprirea, dar s-a oprit mai înainte. A luat pasagerii și când se iasă, o pălit cum a accidentat busul. Peste 2 zile a urmat accidentul terifiant de la Măgdăcești. El a mers că nu iei și ea 2 pasageri. Acolo erau la Măgdăcești 2 pasageri și el, noi am trecut de pasagerii ăștia, așa pe el brusc s-a oprit în față. El deja avea viteză, au văzut 2 călători partea dreaptă care se apropiau de partea carosabilă, cu toate că acolo nu este o stație pentru călători sau altceva. El a oprit la trecere de pietoni și în momentul ăsta am fost loviți. Această femeie era în spatele șoferului în momentul impactului de la Măgdăcești. Ea spune că bărbatul ar fi condus cu viteză pentru a reuși să ia mai mulți pasageri. Șoferul, când o văzut că bănzele amândouă erau ocupate, el a luat-o pe aboșina aia. Că se dovedească, o văzut o rutier era înainte, cred că se gândea că la următoarea opriri să nu fie pasageri să iei. După ce am trecut de opriri, acolo el nu avea dreptul să oprească, era un băitan, un omulean acolo. Nu s-a oprit în locul lui, în dreptul lui. El încă în timpul acela, el se vede că mergea. Și când ne-am trezit... Dar are niște manevre așa, că să vă zic, nu este adecvat, adică în sens că oricum nu vede la traseu. Locuitorii din Dresliceni au povestit despre un alt caz bizar în care șoferul microbuzului nu ar fi tras frâna de mână în timp ce staționa. Într-o dimineață chiar am avut un caz, era ora 6:10, aici e, lua domnul bilete, ne strânge bilete și fără să vrei să porni rutiera singură. Era un băiet atent, acolo repede o tras, dar... Asta, am avut așa caz. Am încercat să vorbim cu șoferul microbuzului de pe linia Dresliceni-Chișinău implicat în accident, însă acesta a fost scump la vorbă. Bărbatul spune că a frânat pentru că a dorit să cedeze trecerea pietonilor, nu pentru a prelua alți pasageri. Eu nu pentru pasageri, acolo e trecere pietonală. S-a oprit o mașină înaintea mea și eu am oprit și eu. Și în timp ce l-am fost, am pornat. Am vorbit și cu primarul de Dresliceni. Privitor la aroganță din partea domnului director sau a șoferului care era în ziua aceea, nu știu, în cererea care a fost depusă la noi era pe alt șofer, adică cu domnul nu că au fost incidente, dar au fost plângeri către dumnealui, adică că poate cineva din șoferi se comportă puțin mai agresiv sau coboară băi sau ceva de felul ăsta sau n-ai achitat sau achită ceva de felul ăsta sau poate... Nu știu, viteza prea mare, știu că ziceau careva. Acțiunea de urmărire penală este în plină desfășurare, iar pentru a analiza imaginile video prezentate de Jurnal TV este nevoie de timp, a declarat procurorul de caz Ion Geru. Deci la moment încă se efectuează acțiuni de urmărire penală, nu au parvenit toate rapoartele de expertiză în privința victimelor pentru a stabili gradul leziunilor. Urmarea penală este la o fază incipientă, să stabilesc toate circunstanțele. Procurorul ne-a mai spus că șoferul camionului este plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.